A ei. Bună dimineața, bine ai venit. Aoleo, cu pupicii ăștia m-ați omorât. Of, păi da, pupicii ăștia și pe tine, dar n-avem cum, ce să facem? Ce să facem, trebuie să ne adaptăm. Le adunăm așa toate și la final când ne-am stârni. Păi nu ne apucăm noi, Mira, de pupat. Da. Cum a fost perioada asta, cum a fost vara? Dacă aș spune că a fost bine, ce zice lumea? Da. Măi, mie mi-a fost bine. În sensul că am stat acasă la mine în curticica mea, mai m-am dus și pe la mare, iar ultima perioadă am stat la prietenii mei, la Costel și la Mariana, între Olimp, finishul Olimpului, început Neptunului, la Cireșica. Acolo a fost întâmplare vara asta? A fost întâmplare, dar nu s-a cântat, n-am avut nicio treabă cu cântatul, dar am avut niște zile și niște momente minunate. Așa, iar acum, ultima perioadă, a fost superb. Eu am închis. Te-ai deschis, te-ai închis. Da, eu am închis, am stat cu ei, ne-am relaxat, am fost și cu cățelul meu în vacanță, am fost și la munte, am fost și la mare, am fost în comuna Șimon, lângă Bran, la o familie Crețu, superbă, superbă, cu doi copii care cântă perfect muzică populară, superb cântă. Am fost la ei, am stat, nu era nimeni, cățelul meu a zburdat, eu am zburdat, am mâncat eu urdă, Vlăduț, am mâncat urdă. Ai mâncat până acum, n-ai mâncat eu urdă sau nu prea mănânc. Brânzeturi, lactate, nu prea. Serios? Dar urda dulce îmi place acum îmi place. Și cățelul meu a mâncat. Deci niciodată nu-i prea târziu să ne schimbăm. A fost super, m-am simțit bine, am fost în vacanță. Vreau să spun o chestie. Când am mai avut eu liber atâtea luni? Am mai avut și câteva spectacole, nu pot să fiu mincinoasă. Am avut un spectacol împreună cu Gabi Dorobanțu la Turnul Severin, unde n-am mai fost de 300 de ani. Ena. Înainte, cred că înainte de Revoluție n-am fost. Serios? N-am mai fost. Și a fost un public superb, superb. Bineînțeles că fraiera, am început să plâng pe scenă. Că mai nou, uite, vorbești cu tine acum și-mi vine să plâng. Sunt niște trăiri care eu nu le-am mai avut până acum. Nu le-ai avut. Eu emoții am avut întotdeauna. Dar era altfel de emoții. Dar aceste trăiri care le-am acum, reîntâlnirea cu publicul, sunt cu totul altfel. Parcă noi am văzut de o viață, parcă e ultima oară când îi văd, sau prima oară când îi văd, e ciudat, e amestecat așa totul. Da. Vorbeam cu niște colegi de-ai tăi de scenă și le spuneam, mai știți când prezentam eu spectacole, voi cântați și mă rugați cumva să spun organizatorilor că mai aveți o întâmplare după ca să nu mai stați la autografe și la pupături și l-a luat în brațe și l-a fotografiat. E dor de ele. Acum, cred că ai stat câte 10 minute cu fiecare dintre ei. Nu, eu întotdeauna am stat, n-am fugit pentru că de asta m-am apucat de cântat. De asta fac această meserie, ca să fiu aproape de oameni. Iar chestia cu depărtarea, cu strânsul în brațe, acum nu trebuie să ne pupăm 1000 de ani. Așa, să ne strângem în brațe, să ne spunem ce gândim, e îngrozitor. Știu că de la prietena ta, de la Maria Dragomiroiu, te-ai activat pe TikTok. Să nu spui că ai făcut și dansurile alea și mișcările alea. Dansurile... am încercat în curte la mine cu niște prietene, care fiecare are câte 8 ani și 9 ani, fetele prietenilor mele. Nu mi-au prea ieșit, am fost... Și așa că mai bine inventez. Deci ești pe freestyle. Eu sunt pe Aristei. Spune-mi, dacă vrei să-mi povestești ceva și eu am uitat să te întreb, sau vrei să mă anunci ceva? Nimic, ca să ne ajute Dumnezeu să trecem de această perioadă toți și să fim împreună, să ne putem, să ne mai strângem, vorbesc de mine, în brațe, măcar o dată. Mulțumim tare mult, Mirabela Dauer, la Neața TikTokărița Mirabela Dauer, v-a spus că... Da, v-ați uitat pe TikTok-ul meu? Da, asta... Le-ați văzut pe toate? Da, nu chiar pe toate, dar le-am văzut. Asta fac colegii mei. Să știi că zilnic pun. Am văzut, activ acolo, mi-apare la recomandări, la tot. Te rog frumos, știi ce îmi place joaca asta? Da. Îți dai seama, doamnele de vârsta mea, ce zic de mine? Nu sunt prea mare gospodine, nu prea pun murături.
Da, asta e, îmi place TikTok-ul. Uite, vineri la X Factor am avut o doamnă de la Cluj, care ținând în gazdă un băiat din străinătate, student la Cluj, a devenit mare vedetă pe TikTok, el arătându-i despre ce e vorba și dânsa dansă în diță, arătă pe pauză. Știi care e chestia? Nu contează vârsta în acte, în hârtii. Sunt niște hârtii, contează sufletul. Da, dacă ți-e sufletul îmbătrânit, așa mor. Și niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri sau să mănânci urdă dulce. A, urdă dulce, vreau. Băieți. Da, mulțumesc.